caută. Cea mai bună căutare pe care am văzut-o până acum, dar se simte lipsa de experiența proprietarului în examenele competiționale internaționale. Astăzi a găsit două victime, dar din păcate a doua după timpul limită. Dar a fost o căutare complicată, grea, cea mai grea din câte a făcut el până acum și eu sunt foarte mulțumită de cum s-a prezentat. La proba de căutare pe suprafață, câștigător a ieșit Oscar, un golden retriever de 4 ani care în mai puțin de un sfert de oră a găsit 3 victime ascunse în pădure. Oscar este vicecampion mondial și face parte din echipa Centrului de Educare Canină de la Craiova. Nu primești un calificativ total 200 din 200, ci ai 197 de puncte, deci un calificativ de excelent. Felicitări! Reprezinți România la campionatul mondial. Mi-era foarte dornic de a lucra și îmi place mult să fac asta și atunci e destul de ușor. Însă nu toate zonele sunt relativ atât de grele ca astea. Asta e o zonă foarte grea și foarte deasă. Sunt alte zone mult mai ușoare, să zic așa, dar căutarea diferă în zonele acelea. Concursul de la Craiova este o etapă eliminatorie pentru cei care vor să se califice la Campionatul Mondial al Câinilor de Salvare 2018, care va avea loc în Cehia. Mâine, pe stadionul Tineretului, patru pezii trebuie să treacă de proba de obediență și dexteritate.